Dorei, care au decopertat asfaltul în jurul mașinii din incinta stadionului Târgu Jiu, și-au reparat astăzi gafa. Cu ajutorul unui tractoraș, muncitorii au tras autoturismul care a rămas suspendat în urma lucrărilor de demolare la arena sportivă. Gafele continuă însă în aceeași zonă. Marcajele la trecerea de pietoni încep dintr-un pom și se termină în altul. Două zile a rămas mașina suspendată pe bucata de asfalt din incinta stadionului. A fost nevoie ca materialul să fie făcut public pentru ca muncitorii firmei ce se ocupă de demolarea stadionului să realizeze că ceva nu era în regulă. Acesta nu este un caz singular în România și la Aiud muncitorii au făcut o gafă asemănătoare. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu spun că vina nu le aparține. Amplasamentul a fost predat constructorului, deci primăria nu este implicată în organizarea de șantier și ca atare problema se discută între constructor și proprietarul mașinii, care a fost identificat și rugat să-și ridice mașina pentru a continua lucrurile la stadion. La doi pași distanță, Dorei au lovit din nou. Marcajele pentru trecerea de pietoni au fost trasate greșit, iar zebra începe dintr-un pom și se termină în altul. Pare ceva neregulă. Pornește dintr-un copac, da. Și se oprește unde? Tot în copac. În partea cealaltă, tot în copac. Și cum vi se pare? Păi nu e corect, nu e bine. Ce au gândit muncitorii? Nu știu ce au gândit, dar nu e bine. Că sunt Dorei sau mai mulți, nu-i vina lor și nu-i vina noastră. Ce să facem? Reprezentanții primăriei Târgu Jiu au dat asigurări că greșeala va fi reparată.